la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. La mulți ani 2024, prin harul și prin mila lui Dumnezeu, iată ne ajunși în 2024. Anul 2023 este deja istorie. Am cerut și am primit o serie de mesaje de la români plecați din diaspora, cu ajut cu ocazia anului nou. Astăzi vă prezentăm prima serie a acestor mesaje. Cu ocazia încheierii unui an și intrarea într-un an nou, vă salutăm din depărtare din Australia și vă urăm tuturor românilor un an fericit, un an nou fericit, binecuvântat de Dumnezeu. Mă numesc Constantin Oprănescu și împreună cu soția mea, Aneta, și fiul nostru, George, locuim în Ballarat, statul Victoria, în Australia. Îl slujim pe Domnul în Biserica Pentecostală Hilltop, în Ballarat. Îi mulțumim Domnului că am încheiat cu bine încă un an și că Domnul ne-a ajutat până aici. Pentru anul care ne stă înainte, doresc și urez tuturor românilor de pretutindeni ca pacea și dragostea să fie peste toți. Amin. Dragi români de pretutindeni, slujitori la vocea Evangheliei Timișoara și fratele nostru Nelu Ciubotă, colaborator la revista Speranța din Australia, este un privilegiu pentru mine și soțul meu ca de aici, din Australia, împreună cu colindătorii din România, să avem ocazia să vă urăm la mulți ani și să vă binecuvântăm. Aho, aho de anul nou, dar nu de la Bădița Traian, ci de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, iar prin Iisus Hristos, Tatăl nostru și mângâierea tuturor prin Duhul Sfânt. Vă dorim pentru anul 2024 harul Tatălui împreună cu dragostea Fiului și părtășia Duhului Sfânt să umple fiecare casă. Dorim fraților din Israel balsam vindecător și pacea șalom peste întreaga țară, credință în Iehova, Dumnezeul lor, și naștere din nou prin Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. Amin, slavă Domnului! Trăim vremuri grele și vor veni și mai grele. Războiul este la porțile Sionului. Neamurile se întărâtă, popoarele cugetă lucruri de șart. Împărații pământului se răscoală împotriva Domnului. Acesta este adevărat, dar să nu uităm că Domnul nostru este minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. Am un cuvânt de încurajare pentru noul an. Frați români, frați de credință, ochii sus la Dumnezeu. De la El va veni izbăvirea. A Lui să fie slava. În veci. Amin. Amin. Sunt pastorul Ion Borcea de la Pierre, South Dakota, Biserica Philadelphia Romanian Church of God. Câteva cuvinte pentru anul nou. Este un psalm, versetul 12 din psalmul 90 spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Un an este pe sfârșit și un anul altul este să înceapă, anul 2024, e la ușă. Oare ce ne stă înainte noul an? Aveți cunoștință? Cu toții noi oameni ne facem rezoluții, ne facem planuri de business, planuri de călătorie, vacanțe, noi împliniri. Și nu-i nimic rău dacă de fiecare dată putem să spunem și noi, cum spunea Apostolul Iacov în capitolul 4 cu versetul 15, dacă va voi Domnul, vom face cu tare și cu tare lucru. În timpul ce s-a scurs până acum, privim la cei ce s-au strămutat din lumea noastră. Adeseori mă gândesc la cei ce au plecat dintre noi, prieteni, părinți, frați, ori surori, ori tineri, ori vârstnici. Măsura timpului este pentru noi oamenii total diferită de măsura pe care o are Dumnezeu. În Psalmul 90 cu versetul 4 spune că 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Trăim vremuri nesigure și evenimentele zilnice se desfășoară cu viteză amețitoare. Este înțelept să ne numărăm bine zilele, așa cum spune psalmistul, în vederea întâlnirii noastre cu Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt câteva lucruri care suntem siguri, pentru că sunt garantate de Dumnezeu în Sfintele Scripturi
Și am să citesc două pasaje. Geneza 8:22. Cuvântul Domnului spune: cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Aceste lucruri putem să fim siguri, sunt promise de Dumnezeu. Și Ioan 14 cu versetul 2 și 3, înainte de patima sa, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dumnezeu are ultimul cuvânt în istoria pământului. Nu omul, nu diavolul. El este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. Ce ne stă înainte este un mister în anul 2024, dar știm că Dumnezeu este suveran și este la cârma Universului, de aceea avem încredere. Pentru toți cei ce ne ascultați, vă dorim la mulți ani, de aici din South Dakota, cu binecuvântările Domnului și harul Domnului să fie peste noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunt dr. Vlad Șlenzac, sunt medic psihiatru creștin și fondatorul Consilierii Creștine Multidisciplinare prin Orientare Creștină Personală, un model unic psihoterapeutic medical creștin pentru populația creștină. Am ajuns unii dintre noi într-o poziție de imaturitate spirituală creștinească și prioritizăm Revelionul peste Crăciun, peste Paște, peste cina Domnului și cred că trebuie să ne responsabilizăm să fie Hristos centru Crăciunului și Hristos centru vieții noastre în fiecare zi. Singurătatea, frica, depresia, anxietatea, panica, amărăciunea, slăbiciunea sunt multe din problemele care apar nu doar zilnic, dar cel puțin în perioada Crăciunului și a Revelionului enorm de mult comparativ cu restul anului. Nu uitați că Ieremia a fost un om singur, a fost deprimat puternic, își schimbă modul cum îl vede pe Dumnezeu, se raportează iarăși cu la Dumnezeu și sare depresia. Moise, Ilie au fost singuratici, Ilie a trăit și depresie, mulți au trăit anxietăți, panică, David a trăit iarăși depresie, Psalmul 38 și în alte părți. Nimeni să nu-și ducă gândul de sinucidere dacă cumva există până la capăt. Întotdeauna există soluții, nu faceți ceva care vă trimite într-o veșnicie de iad și de veșnicie de suferință veșnică. Întotdeauna accesați ajutorul specializat, mergeți la biserică, singurătatea este factor de risc în tulburările mentale și spirituale, părtășia are și valoare spirituală, dar și valoare socială, mergeți la biserică, ajutați pe alții dacă puteți, o să vă vadă alții bine pe dumneavoastră, văzându-vă bine, o să vă vedeți și noastră mai bine în ochii dumneavoastră, o să vă crească stima de sine, care oricum este un concept oarecum păgân, pentru că vine din umanism, contează valoarea de sine, pentru că trebuie să vedem că avem valoare în ochii lui Dumnezeu, de aia l-a dat Dumnezeu pe Hristos pentru noi, dar noi trebuie să-L alegem pe Hristos, să-L invităm în viețile noastre, în mintea noastră, în emoțiile noastre, în voința noastră, în comportamentele noastre și în viața noastră de aici de pe pământ în fiecare zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vă salutăm, prietenii noștri de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara și toți prietenii și frații noștri de pe întreg pământul. Domnul să vă dea un an nou fericit, 2024, cu sănătate, cu cele de trebuință, cu bucurie, cu putere, să putem să stăm drept pentru Domnul nostru și să-i dăm cinste și onoare Lui întregul an care urmează. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem până în anul 2024. Este un har de la El și îl binecuvântăm pe El și sufletul nostru îl binecuvântează pe Domnul și tot ce este în noi binecuvântează numele Lui Cel Sfânt. Căci El este Cel care ne-a purtat de grijă și El în bunătatea ta, în bunătatea Lui, El ne ascultă prin minuni. El este Dumnezeul mântuirii noastre și nădejdea tuturor marginilor pământului.
și a mării. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute Lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Și este încă un verset care atât de mult m-a impresionat pe mine, căci spune cuvântul Domnului: aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Așa că trebuie să-L cunoaștem pe Domnul ca să rămânem tari, să îi aducem Lui bucurie, și bucuria Lui este tăria noastră. Și mulțumim Lui pentru că suntem ai Lui împreună cu toți pe care ni-a dat în casa noastră. Și sperăm că toți suntem împreună cu dumneavoastră ai Domnului nostru Iisus Hristos. Vă iubim, vă prețuim foarte mult și ne rugăm pentru dumneavoastră ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți, să vă dea mai departe har și multă înțelepciune de la El, așa cum văd că v-a dat multă înțelepciune. Slăvit să fie El, binecuvântat, onorat și înălțat să fie numele Lui. Și în anul 2024 și în anii care urmează, până când va veni El să ne ia la El. Amin. Cu toate că suntem de aproape 40 de ani plecați din Timișoara, nu v-am uitat, ne este dor de voi. Vă avem în inimile noastre, distanța e foarte mare, numai 10 ore diferență, dar când trebuie să străbați toată distanța, simți cât de departe îi, dar vă iubim și vă dorim Domnul să vă poarte de grijă noul an. Amin. Prezentăm un scurt mesaj de anul nou pentru ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei din Timișoara. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă, spunea apostolul Pavel. Gândurile și salutul nostru pentru anul 2024 este un îndemn. Să trăim mai bucuroși. În cuvântul lui Dumnezeu, în Romani, la capitolul 14, cu versetul 17, citim că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Astfel, aflăm că bucuria nu este ceva incompatibil cu împărăția sau cu voia lui Dumnezeu, ci una dintre expresiile ei normale. În privința aceasta, vă propunem pe scurt trei puncte de meditare. 1. Bucuria se bazează pe ceea ce a făcut și face Dumnezeu în creație. În Psalmul 97, la versetul 1, citim următoarele. Dumnezeu împărățește să se veselească pământul și să se bucure ostroavele, insulele cele multe. La versetul 11 și 12, lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Dacă Dumnezeu împărățește, înseamnă că realitatea pe care o trăim este sub control și putem să fim bucuroși. Să fim bucuroși că Dumnezeu este suveran. 2. Bucuria este motivată de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Bucuria este motivată de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Apostolul Pavel le spunea galatenilor în Galateni capitolul 2 cu versetul 20: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu,
ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Un motiv extraordinar de bucurie. M-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iar în Romanii, la capitolul 5, cu versetul 8 și 11, Apostolul Pavel înregistrează următoarele. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe cât eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și nu numai atât, versetul 11, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Apoi în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, cu versetul 20, Domnul Iisus le spune ucenicilor: bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Capitolul 15, de fapt, din Evanghelia după Luca, este plin de dimensiunea bucuriei. 3. Bucuria este poruncită în cuvântul lui Dumnezeu sau de cuvântul lui Dumnezeu. Suntem așa de copleșiți uneori de anumite sisteme legaliste, căci cu greu acceptăm că și bucuria din cuvântul lui Dumnezeu poate fi o poruncă, nu doar un îndemn. În Filipeni 4:4 am citit că îndemna și saluta ca o poruncă Apostolul Pavel: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Apoi în 1 Tesalonicenii, la capitolul 5, cu versetul 16, citim în cuvântul lui Dumnezeu: bucurați-vă întotdeauna. Iar în Ioan 17:13, Domnul Iisus vorbește despre bucuria Lui deplină în inima credincioșilor. Dragii mei, bucuria nu este automat râs și bătut din palme, ci și libertate, entuziasm, optimism, încredere în Dumnezeu. Mesajul nostru de salut se încheie cu două versete din Scriptură care ne încurajează și ne motivează să trăim mai bucuroși. Iacov 1:2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Romani, capitolul 15, cu versetul 13, care este și salutul Bisericii Vox Domini din Castelfranco Veneto, Italia. Dumnezeul nădejdii să vă umple în noul an 2024 de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Fiți binecuvântați în noul an. Dragi prieteni din România, mă numesc Nuțu Crișan și sunt pastor asociat la Harmony Romanian Church în Charlotte, Carolina de Nord, Statele Unite. Primul gând pe care aș vrea să vi-l împărtășesc este un gând de mulțumire adresat lui Dumnezeu pentru faptul că, în ciuda războiului de la granițele României, un război așa de crud, de crâncen, țara noastră a fost ocrotită de Dumnezeu și nu a fost afectată direct de război. Deși s-au simțit efectele, dar nu au fost pierderi omenești și nu a fost dezastrul care l-am cu toții l-am urmărit în țara vecină, în Ucraina. Am găsit în septembrie, când am petrecut o vacanță de câteva săptămâni în România, am găsit țara schimbată în bine. Nu fusesem în România timp de 9 ani și acum când am revenit, am regăsit România mult mai frumoasă, mai curată, mai atrăgătoare. Și gândul meu în privința aceasta este că m-aș bucura tare mult să constat că și în ce privește statura morală a poporului nostru ar fi o îmbunătățire majoră în anii care vin. Asta mi-aș dori pentru țara mea. Mi-aș dori să scadă criminalitatea, corupția, să scadă desfrâul și chiar pruncuciderile și morala creștină să triumfe, poporul nostru să fie și țara noastră să fie mai curate și din punct de vedere moral. Mi-aș dori de asemenea ca liderii României să fie mai puțin corupți și să fie mai marcați de demnitate, de dragoste reală și de curaj
vis-a-vis de presiunile care sunt din partea unor țări și a culturii apusene, decadente, în ce privește moravurile, în ce privește unele moduri de viață care contravin cu totul credinței creștine. Mă rog lui Dumnezeu și poate și dumneavoastră veți opta să faceți același lucru ca România să fie mai curată și să aibă mai mult atașament față de valorile iudeo-creștine și poporul român să înflorească astfel într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Îmi vin în minte niște cuvinte frumoase din Psalmul 65 în care arată că pentru aceia care se încred în Dumnezeu, bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu se arată în viața lor și cred că acest lucru ar fi frumos să se întâmple și cu țara noastră în anul care vine. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării, în Psalmul 65 cu versetul 5. Aș vrea ca și poporul nostru să-și îndrepte gândul și rugăciunile spre acest Dumnezeu atotputernic. Iar în versetul 11 din același psalm, aici ne spune autorul biblic, inspirat de Dumnezeu: încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Aș vrea ca anul acesta în care intrăm să fie un an de belșug, de binecuvântări și de o calitate morală excepțională pentru poporul nostru. La mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați urmărit prima serie de mesaje cu ocazia anului nou de la români plecați în diaspora. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine vom continua. Încă o dată, la mulți ani! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.